De ce? Acum, domnul Gigi Becali, bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Am onoarea să vă salut, domnule Becali. Să știți că pentru dumneavoastră am adus cartea lui Sterie Diamandi, mare a român. Da. Special da, la dumneavoastră m-am gândit. Eu vreau să vă spun ceva, domnul Porus. Da. Eu probabil o să vă dezamăgesc când spun lucrurile astea, dar să vă spun un lucru. Deci, așa cum Dumnezeu are discipolii lui, există și diavolul. Diavol, credeți că există? Diavol? Și există diavolul? Nu. Nu există? Nu există. Diavol provine din cuvântul latinesc diabolus, care înseamnă om bârfitor. Eu nu v-am bârfit niciodată, bine, bine, chiar... Bine, bine, vă rog frumos, lasă-mă să... Deci să eu nu v-am bârfit niciodată. Deci, da, două diaconescu. Da, vă rog, da. Dom'le, v-am să las văzut și o părerea, nu? Da, da, vă rog. Așa cum Dumnezeu are, cum Iisus Hristos a avut apus, așa cum Dumnezeu lucrează pe pământ prin oameni, da, prin părinți, nu știu ce, așa și diavolul alege oameni, dacă ar alege niște oameni proști, lumea nu i-ar mai crede. Alege niște oameni deștepți, oameni care studiază, care nu știu ce, dar care lucrează totuși la mintea lor și să-i ducă pe niște piste greșite ca să-i creadă lumea și să piardă lumea credința. Așa domnul Coruț este ales, este un fel de discipol al diavolului, ca să ducă oamenii, să întoarcă oamenii de la credință. Domnul Diaconescu, dumneata spui că este televiziunea poporului. Da. Păi dacă ai televiziunea poporului, dumneata să știi un lucru, poporul ăsta românesc, neamul ăsta românesc, de când ne știm noi, avem credința creștină și suntem botezați, majoritatea, 80-90% din populația asta, nu știu exact cât, suntem botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și luăm Sfânta Părtășanie, trupul și sângele lui Hristos. Păi dacă dumneavoastră la televiziunea poporului veniți cu un om ca domnul Coruț, care să vină să jignească într-un fel tot neamul românesc, și de fapt să ne jignească pe noi care avem botezați copiii în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, păi dumneata nu mai ești televiziunea poporului, domnul Diaconescu. Dumneata înseamnă că vrei să faci rating, așa să faci șir, și înseamnă că diavolul te pune să-l aduci pe domnul Coruț la televizor, că îți mai spun domnul Jece că l-am mai cunoscut și într-un fel ca om. El care-i situația? El e un om tare bun. El e un om care, într-adevăr, are moralitate. Numai că el este bolnav psihic, nu este sănătos la cap. El trebuie să se ducă la spital, la doctor, sau să se ducă la biserici, la preot, ca să-i facă slujbe, ca să se însănătoșească, că nu mai este sănătos la cap. El este posedat de diavol acum. Crede că le știe pe toate, că a citit într-adevăr, a citit foarte mult. Un om cult, dar o cultură care folosește lui diavolul, lui dracu. Bun, deci, stimate, domnule, care v-am ascultat cu atenție. Crede că a și plătit și ia foarte mulți bani de anumite secte și anumite forțe oculte ca să ne facă să întoarcă oamenii de la credință. Vine sfârșitul lumii. Că nu ne mai rabdă Dumnezeu când apucăm să-L jignim pe Hristos așa cum îl jignește. Eu și-a vorbește numai la mișto, la discotecă Hristos. Mă înțelegi? Deci vine, de-aia o să vină sfârșitul lumii. Deci că nu ne mai rabdă Dumnezeu cu oameni, că deja a început să apară foarte mulți discipoli al lui dracu. Deci, stimate domnule Becali, v-am ascultat cu atenție. Eu nu te ascult pe dumneata, știi de ce? Pentru că dacă te ascult, îți dau apă la moară ca să polonizez, să intri în dialog cu mine, iar acel părinte care a intrat în dialog ți-a dat posibilitatea asta. Eu nu-ți dau posibilitatea asta ca să intri în dialog, ca să mă convingi pe mine ce? Ca să vă convingi mine? Nu vreau, ce vreau să vă convingi. Diavolul în gura dumitale? Nu vreau să aud niciodată. Ești un diavol și vei sfârși în fundul iadului. Păcarule nenorocitule! Deci, ești cel mai mare nenorocit om al neamului românesc. Ești un drac înțelizat. Vedeți să nu vă atace energetic, domnul. Și tu, Dane, te rog frumos, îți dau eu cât bani vrei tu, nu mai faceți drac să nu-l mai inviți la televizor ca să ducă populația în eroare. Da? Dacă vă atacă energetic, domnul Coruț, care și asemenea puteri. Îmi perește energetic. Vă rog, vorbiți frumos, domnul Becali. Vorbiți frumos. Poate energetic să vă tălească, că asta poate să facă mie. Trebuie să vorbiți frumos. Nenorocitul ăsta și diavolul ăsta, da? Stimate, domnule Becali, ați făcut o greșeală enormă insultându-l pe Dumnezeu. Și cea mai mare zreață de om care-ți permiți
să faci ceea ce faci și să ponegrești și să arunci cu noroi în credința neamului românesc. Și Dumnezeu nu are contracandidat pe această planetă. Dumnezeu este atotputernic, nu există diavol. Dumneavoastră ați pus la îndoială atotputernicirea lui Dumnezeu. Dumneavoastră nu credeți în Dumnezeu, ci în religie, ci altceva. Este unul ca tine, care lucrează prin tine. Cum să lucrezi, Domnule, dacă eu cred în Dumnezeu? Și tale și tu vezi că te-a molestit și pe tine. Fără jigniți. Dacă te molestește nenorocitul ăsta. Nu jigniți, domnul Becali, vă rog frumos. Păi dar cum să nu jignească pe nenorocit, cum îl jignească pe Hristos? Păi da, a vorbit frumos despre Hristos, nu l-a jignit. Cum a vorbit? N-ai văzut, merge la discotecă, nu mai am bat jocură. Unde tu mi-a zis că a făcut discotecă? Am citat din Evanghelie, am citat dintr-un mare om. Atenție, am citat dintr-un mare cărturar al român. Și dumneavoastră ați făcut o greșeală capitală, a spus că Dumnezeu are contracandidat. Nu are, Dumnezeu e atotputernic. Diavolul nu există. Ba are contracandidat. Nu are, în cazul ăsta vânduiți, de atotputernicirea lui Dumnezeu. Are contracandidat pe dracu. Și nu are, contracandidat. Că-l păi iară, uite, tu ești ucenicul lui, contracandidatul lui Dumnezeu, tu ești nenorocetule. Vă rog, domnule. Pane nenorocetule, ce-a găsit acolo să vorbești la Hristos, mă. Nu mă te duce mă la televizor, nenorocetule. Vă rog, domnule. O să-i dau oricât banul de acolo, să nu mai te primească pe un nenorocit ca tine. Și că nu mă vorbești la Hristos așa urât, da? Că o să vin acolo peste mă la televizor. Domnule Becali, repet, Dumnezeu, dacă vorbea, distrugea pe dar diavolul nu există, domnule, diavolul este sălbăticia din oameni, domnule, diavolul nu există, că dacă exista, distrugea Dumnezeu. Calmați-vă, domnule. Băi, tare, te rog frumos, îți dau bani când vrei, tu nu m-ai primit pe dracu ăsta, să mintă poporul român. Dar erați prieten cu domnul Pavel Coruș, ce s-a întâmplat? Păi da, eram prieten, nu o să știu eu că e discipolul lui dracu. Păi n-ați citit cărțile domniei sale, uite, sunt primele. N-am citit, dar n-am zis că eu am văzut că e un băiat deștept, am zis că e naționalist, așa, și plăcea de el. Dacă n-am văzut că jignește pe religia și credința neamului, păi cum adică, păi normal că s-au scris scoți ca să rămână testament urmașilor neamului, ca să povăduiască religia neamului nostru. Domnule Becali, repet, Dumnezeu nu are contracandidat. Dacă ar fi existat diavolul, îl făcea praf. Tu ești dracu pe pământ, asta e. Nu, Dumnezeu e singurul stăpân pe pământ. Dracu este sălbăticia din oameni. Tu, și tu ai putere, tu ești dracu. Tu ai putere că ești dracu. Dracu te-a făcut cu putere pe tine. Nu există, domnule, dracu în limba latină înseamnă șarpe, domnule, nu înseamnă dracu altceva. Dracu înseamnă Pavel Coruț, domnule. Nu dracu există, în limba domnule. Română înseamnă Pavel Coruț. Puteți să mă jigniți oricum, pentru că limbajul dumneavoastră suburban vă arată lipsa de credință. Tu ești cel mai mare nenorocit. Limbajul dumneavoastră suburban indică lipsa dumneavoastră de credință în numele lui Dumnezeu. Nimeni nu vorbește așa în numele lui Dumnezeu, domnule Becali. Ca să-i folosești cu dracu toată mintea care Dumnezeu ți-a dat-o ție și toată deșteptăciunea care ți-a dat-o Dumnezeu ție și toate vitusele care le-a dat, tu le-ai dat lui dracu și slujești lui dracu. Nu există, măi, omule, măi, bunul Dumnezeu, nu există dracu. De ce le inventați, măi, de ce inventați dracu dacă nu există? Dumnezeu e singurul stăpân, domnule. Tu ești dracu! Domnule, dacă Dumnezeu e singur stăpân pe această planetă, de unde l-ai învățat pe dracu? Domnule, și tu ești un stăpân, că uite, tu ești Pavel Coruș, dracu, tu ești. Domnule Becali, dar vorbiți dar n-ați frumos. Înțeles că Dumnezeu e singurul stăpân, nu există domnule, dracu. Domnule, nu înțelegi că și dracu are putere? Nu are. Că Dumnezeu are, este atotputernic. Dumnezeu este atotputernic. Nu are niciun contracandidat. Nu înțelegeți că nu există. Are, domnule, nu există Satan. Satan era un înger din Evanghelie. Nu există dracu. Da, dracu înseamnă șarpe. Nu există diavol. Diavol înseamnă om pregătitor. Nu există demon. Toate astea sunt povești, domnule Becali. Nu puteți crede la vârsta dumneavoastră în povești, domnule. Sunteți om serios, domnule. Păi nu ți-e rușine, domnule, să vorbești așa ceva, domnule. Păi de-am vorbit frumos. Dumneavoastră ar trebui să vă cere scuze pentru limbajul deosebit de vulgar pe care l-ați folosit.
Eu am vorbit cât se poate de frumos. Păi dacă vorbeai tu vulgar, mai te credea lumea. Tu vorbești foarte elevat. Că așa spune dracu. Vorbește frumos, vorbește curs. Nu, așa spune